tuturor! Mulțumesc pentru că vizionați canalul meu de YouTube, Crista Roth. Astăzi am să fac o etalare nouă pentru ziua de joi, 13 mai, pentru a vedea care vor fi energiile, ce noutăți sunt, care va fi așa imaginea de ansamblu a zilei de joi pentru planurile importante din viața de zi cu zi. Așadar, dacă doriți să aflați cum va fi ziua de joi pentru voi, dacă se realizează ceea ce v-ați planificat sau dacă va fi o zi cu reușite, cu vești noutăți bune, se întâmplă lucruri extraordinare în viața voastră sau apar noutăți în ceea ce vă doriți voi, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu pietrele. Piatra verde prima variantă, roșia a doua și alba a treia. Alegeți-vă varianta care considerați că vă poate dezvălui ceva, ceva important pentru voi și să vedem ce poate dezvălui acest pachet de cărți pentru ziua de, de joi. Verde prima, roșia a doua, alba a treia. Și am să dau două dintre variante la o parte și rămân la această variantă prima, verde, să vedem ce se întâmplă. Așadar, joi, cum va fi ziua de joi, pentru cele care v-ați ales varianta pietrei verzi. Un tânăr și o femeie mai matură joacă poate un rol important, mama, sora, o șefă, pot veni niște vești, vă pot veni niște vești, poate de la cineva mai matur, o femeie sau poate că e vorba să aveți răbdare ca să primiți veștile, că vă vin veștile, da, deci veți descoperi niște secrete, intuiția vă ajută poate să descoperiți niște secrete. Sau vă gândiți să studiați ceva, să învețați ceva, să aflați niște secrete. Poate să fie și o astfel de situație. O femeie poate vă caută sau veți discuta cu o femeie mai în vârstă, o căutați voi, poate sunteți chiar voi care vreți să aflați ceva de la o femeie mai matură, mai în vârstă. Vedeți mâine la prânz ce se întâmplă la voi. Prânzul, așadar. În jurul prânzului, care poate să fie poate până în ora 2, să zicem. Da? În orice caz, puteți rezolva niște situații până în ora 2 sau aveți de rezolvat niște situații, aveți niște dificultăți, poate, de a vă termina toate treburile până în ora 2, să zicem. Așa poate să fie și o astfel de situație. Vă vin vești, să știți. Mâine primiți niște vești, noutăți, apar pe neașteptate, poate chiar vă caută cineva, da, foarte posibil să vă caute cineva, fie telefonic, fie prin e-mail, fie printr-un, vă trimite vreun veste, ceva, care se gând, cineva se gândește la voi, o femeie se gândește la voi, vă vin niște bani, posibil să vă vină niște bani, sau veștile de bani, posibil, da, posibil. Pe sănătate, poate că mâine veți avea succes pe sănătate, într-un fel, vă rezolvați poate o problemă de sănătate, emoții, aveți niște emoții voi mâine, veți avea niște emoții, trăiți niște emoții, orică sunteți îndrăgostiți, orică mâine vă bate inima pentru cineva, așa. Faceți un acord cu cineva, poate, sau cu cineva cu care ați făcut acord, vă vin banii care îi așteptați de la cineva cu care ați făcut o înțelegere, un acord care v-a promis că vă dă niște bani sau poate că aveți voi de la muncă, acordul vostru, un contractul vostru de muncă este să vă vină mâine niște bani sau poate și să primiți și să dați, poate să fie vorba de taxe care le plătiți sau un abonament sau, mă rog, ceva care, un contract. Dar poate fi de cablu. Aveți un acord pe care aici e respectat și de o parte și de alta, ce primiți, primiți, ce dați, dați. Deci pare o zi în care vin vești, vești de bani. Văd aici multe, multe, multe semne care îmi vorbesc despre bani, despre câștiguri, despre niște beneficii.
idei geniale, vă vine chiar o idee mâine, dar totuși atenție că voi sunteți, aveți o alarmă pe sănătate sau o alarmă pe dușmani. Aici îmi sună un cesuleț aici, e o alarmă la voi. Aveți niște dușmani, poate și închipuite, să zic așa, da? Aveți voi așa o situație, vă e frică, aveți niște frici, da? Posibil că aveți niște frici sau oboseală, poate vă veți simți mâine totuși obosiți, stresați pe drumuri, pentru niște drumuri, poate. Aveți un stres legat de niște drumuri, niște frici legate de niște drumuri, sau auziți vești de un stres legat de drumuri, de la drumuri, de un conflict ceva poate, dar nu este, să zic, poate atât de grav sau nu vă aduce atât de grav, că văd aici că totuși parcă se îmblânzește ceva, cineva vă cântă o dragoste, cineva vă cântă o dragoste, apare cineva aici, poate chiar cineva cu funcție, poate să fie sau e un artist. Da, o persoană care e foarte romantică, așa mai visătoare, aveți aici niște persoane care se gândesc la voi, tineri, văd aici multe energii tinere la voi, sau poate chiar aveți de-a face voi cu energii tinere, de copii, copiii voștri, copii altora, depinde ce, cu ce vă ocupați voi aici, pentru că vă văd într-o situație de noutate, care poate veni de o dragoste nouă, primită și oferită, poate unele dintre voi s-a aflat și de vreo sarcină, da, da, posibil, vă îndrăgostiți, să știți. Deci pare că, oricând cine, păreți că ați îmblânzit niște dușmani sau veți îmblânzi niște dușmani, persoane care se îndrăgostesc de voi, deci pare că îi apucă dragostea pe dușmanii voștri, se îmblânzesc. Da, da, da. Foarte, foarte interesantă etalare pentru voi v-a ieșit. Haideți să vedem ce e cu această frică voastră. Frica voastră e poate pentru grijile de zi cu zi. Aveți poate și niște rivalități, într-adevăr, dar sunt mărunți, persoane mărunte. Voi sunteți mai bine sau aveți mai multă, să zic așa, mai multă capacitate, aveți suficientă energie, capacitate să depășiți dificultăți, nu vă puneți în mintea lor. Fiți mai, să zic așa, mai detașați. E o dificultate, e așa o... o ostilitate, poate, sau că poate aveți voi pe sănătate, deci poate că este vorba să fie aici, sunt niște, e cineva care vă roade o grijă, o neliniște, sau sunt niște dușmani care încearcă să vă roadă, încearcă să vă creeze pagube, să vă creeze niște dificultăți, aici trebuie să fiți, poate într-adevăr există o stare așa de amenințare, care voi, e bine să fiți mai prudenți, da, să nu vă aruncați în discuții cu alții, analizați, faceți-vă proiecte pe viitor, gândiți-vă la, poate ar trebui să vă faceți planuri cu banii care i-aveți de luat, ce vă faceți pe viitor, să nu vă grăbiți să-i cheltuiți, să zic așa. Vă vin vești, deci poate unii dintre voi faceți și cunoștință cu cineva dintr-o zodie de foc, sau vă vin veștile chiar de la această persoană dintr-o zodie de foc, vă caută cineva, se gândește cineva la voi dintr-o zodie de foc. Da? Poate că e vorba, poate să fie și o persoană care să aveți o relație, să înflorește o dragoste, dar poate să fie o persoană care ori nu-și asumă responsabilitatea, ori mai are pe cineva, poate fi o aventură, poate să fie și o astfel de situație. Aici trebuie să fiți atenți că în familie, aici legat de familie, aici voi puteți avea niște câștiguri, niște bani, dar e foarte posibil ca cei din familie să nu vă sprijine când voi aveți nevoie, să zic așa, vă taie la rădăcină, cum se zice, deci mai degrabă, deci nu vă bazați pe familie, că s-ar putea să fiți dezamăgiți, cu toate că poate au bani, au posibilități, dar când vă simt că sunteți slabi, vă mai trage una, să zic așa, da, ca să vadă dacă rezistați, ceva de genul. Deci, păreți așa, într-o situație în care ați putea fi... pentru că aici este vorba cineva puternic care stă, încearcă să-l dărâme pe cel slab. E o competiție, poate, la voi în familie. Poate să fie și o astfel de situație. Cineva rival în familia voastră, cu toate că vă poate și ajuta, vă poate și da bani, dar parcă să zic așa că destabilizează faptul că nu vă înțeleg când aveți probleme, poate vă ajută când aveți mai, când sunteți bine decât când sunteți probleme. Poate să fie și o astfel de situație. În orice caz, aici poate, posibil aici să aflați, poate să apară și o situație în care aveți nevoie, poate, de... aveți o moștenire, poate, de împărți cu cineva, poate să fie și o astfel de situație la voi aici. Sau pentru voi, v-
Da, poate intrați în conexiune cu persoane care au plecat din această lume, din strămoșii voștri, poate că cineva care nu mai este, aveți niște moșteniri, poate să fie vorba și de moștenire materială sau moștenire spirituală, niște calități, niște... Da? Sau intrați în visele de noapte, puteți să-i visați pe cei care au plecat într-o altă lume, posibil și acest lucru. Bine, niște vise, deci aveți niște vise, puteți să vă împliniți un vis, poate unii dintre voi chiar vă veți împlini un vis, da, exact, puteți să vă împliniți un vis, da, să vă faceți un drum, poate, unii poate visați să vă plecați, să vă întâlniți cu familia sau vă vin vești din partea familiei, vedeți că vă poate căuta cineva și legat de servici, să vă vină vești legate și de servici, să vi se propună poate un servici, ori la un drum, ori cineva de la drum, ori că sunt persoane care călătoresc prin vești, vă comunică poate prin telefon sau prin e-mail. Puteți cunoaște pe cineva, puteți avea o întâlnire de destin, să știți voi, cu cineva, poate de-am zis, din zodie de foc, că văd că vi-au ieșit și stelele și judecata, deci pare că destinul vă este favorabil sau cineva din trecutul vostru vă caută, poate, vrea să vă vadă, poate să fie și cineva dintr-o zodie de pământ sau cineva dintr-o zodie de foc. Așadar, vă vin vești care vin poate legate și de drum sau de la drum, da? Puteți avea niște vești de la drum, dar atenție pe drum, o să aflați stresul acesta care vine pe drumurile voastre sau pentru a face niște drumuri, poate veni și din niște situații conflictuale, scandal, bătăi, mă rog, nu știu, conflicte militare, conflicte de vreme, de societate, diavolul care, să zic așa, care parcă iese, cumva provoacă niște situații, o manipulare aici, atenție pe drumuri, că pot a fi niște amenințări în drumurile voastre, pe drumurile voastre, orică sunteți urmăriți, orică sunteți amenințați, orică e o problemă aici pe drumurile voastre, da? Trebuie să fiți voi mai ambițioși, mai determinați, să nu intrați în conflicte și să vă îndepliniți dorințele fără a avea, cum să zic așa, fără a să vă enervați. Trebuie să fiți mai calmi, pentru că văd că joacă un rol important și răbdarea, înțelepciunea, maturitatea, văd mie și marele preot, deci joacă un rol important. Puteți fi protejați. Voi veți fi protejați la nivel de societate și în drumurile voastre. Veți conduce o situație sau chiar vi se propune să conduceți o situație, să știți. Dar poate și voi trebuie să fiți mai ambițioși, să nu intrați în conflicte. Puteți depăși niște dificultăți de sănătate, de relații. Deci o zi foarte, foarte interesantă la voi, în care pot fi apărea și întâlniri de destin. Da? Deci întâlniri de destin, vești din partea părinților, poate. Haideți să vedem și la a doua variantă cu această piatră roșie. Să vedem așadar varianta cu piatra roșie. Ce se întâmplă dacă vi se îndeplinesc dorințele mele, aveți reușite, veci bune, câștiguri. Să vedem ce apare pentru varianta cu piatra roșie. O femeie joacă un rol important, vă vin niște bani, vești de bani, poate de la o femeie, dacă așteptați bani de la o femeie, poate fi că vă vin vești de bani sau veți avea o întâlnire ceva la ora 3 cu o femeie, poate aveți, poate întâlnire, un succes, puteți avea un succes la ora 3, vedeți și aveți cu ora 3. Până în ora 3, exact, uite, 3 acum, ia uite-o și încă o dată, deci ora 3 joacă un rol important, poate, sau între 3 și 5, poate fi, da, iară 3, deci ceva cu 3, la voi 3 joacă un rol important, da, deci aveți un rol important, deci voi puteți rezolva niște probleme mâine, cu toate dificultățile care sunt ceva, vă vin poate chiar și niște bani, sau veți avea niște câștiguri în urma unor eforturi pe care le faceți, puteți avea niște beneficii, da, deci puteți să vă, poate vă puneți ceva deoparte, dar trebuie să fiți prudenți pe sănătate, poate trebuie să investiți în sănătate, să vă ocupați de sănătate, să vă faceți niște analize de sănătate, să zic așa. Nu neglijați de sănătatea, deci apare aici, voi sunteți parcă într-o suferință, să știți, vă vedeți că totuși sunteți într-o suferință pe care o puteți depăși, vă puteți vindeca, dar trebuie și voi să nu vă obosiți prea tare, să nu munciți acum, să nu exagerați cu munca. Puteți face o clarificare, poate unii dintre voi, dar trebuie să vă protejați. Protejați-vă pe drumul. Deci, atenție, deci în drumurile voastre, că și la voi văd că în drumurile voastre e o amenințare, o dezamăgire, e o chestie care vă poate enerva. Aveți poate de-a face în relația de cuplu și cu un bărbat puțin mai autoritar, cu care trebuie să faceți poate o clarificare, pentru unii se poate închide o relație, pentru alții poate să fie șansa să o luați de la capăt, să vă împăcați.
Sau veți cunoaște pe cineva, pe neașteptate, o persoană poate cu funcție, poate să fie și o astfel de situație. Pe serviciu știți că puteți avea noroc, poate o oportunitate, poate ceva să se schimbe, dar trebuie poate și voi să acționați într-un mod rapid și corect, să vă gândiți la consecințe, da, ca să nu aveți pe urmă regrete. Vă vin, comunicarea joacă un rol important pentru voi, vă caută cineva poate din trecut sau chiar apare, am zis, cineva nou, faceți noi cunoștințe, care poate pe unii pentru unii să-l găsiți și pe internet, poate că e prin comunicarea online. Poate aveți un eveniment de sărbătorit, unii poate vă gândiți să sărbătoriți, aveți ceva, o aniversare, ceva, o onomastică sau, mă rog, o petrecere, care stați să vă gândiți, o pregătiți, ceva legat de familie, poate, pentru revederea cu familia, nu neapărat că mâine va fi această situație, dar parcă stați deja, poate comunicați în acest sens. Atenție așadar pe o ceartă, cu o femeie poate chiar, sau voi va trebui să luați o decizie mâine, va trebui să tăiați o situație în două, să o împărțiți în două, deci atenție aici că pare că cineva împarte lucrurile în două, se divid niște lucruri, se împart niște lucruri poate, trebuie clarificări aici, că șanse sunt de avea vă văd că aveți noroc în ceva. Puteți avea o oportunitate de un loc de muncă, de a câștiga niște bani, de a rezolva niște situații, de a face niște clarificări, da? Dar depinde și voi cum veți folosi. Veți cere răbdare și înțelepciune, prudență, protecție. Poate că aveți nevoie și de sfatul unui medic sau unui înțelept, unui psiholog, unui tată. Sau aveți pe cineva suferind în familie, poate unii dintre voi. Vă puteți rezolva această situație. Vă vin vești poate legate de câștiguri, de niște beneficii, de niște bani. Da, exact. Vă vin vești. Vești poate și de taxe, de niște datorii pe care trebuie să le dați sau să recuperați niște bani de la cineva care v-ați împrumutat sau banii care i-ați muncit. Deci aici sunt niște situații de rezolvat cu banii pe care îi veți rezolva. Vă vin vești legate de la familie, dar atenție să nu vă și certați cu cei de la familie din cauza unor poate unui tânăr sau eu să mai am, aici e cineva care vrea poate să aibă cu voi o relație, da, aveți a face cu familia. Poate unii aveți un eveniment, nu știu, că e o logodnă, că e o căsătorie. Aici păreți într-o reușită totuși, în niște invitații, într-o petrecere, joacă un rol important, poate și o femeie măritată, cu copil, cu soț, sau sunteți chiar voi această persoană. Aici poate să fie și la serviciu, vi se propune poate ceva. Sau chiar aveți pe cineva care acolo vă iubește, cineva care vrea cu voi o relație. Primiți vești, faceți noi cunoștință, am zis că veți face cunoștință cu cineva. Deci veți face cineva cunoștință, poate mâine aveți întâlniri de destin, așa, pe neașteptate. Vine pe neașteptate o situație, o invitație, ceva, cunoașteți pe cineva sau se fac niște clarificări într-o relație de cuplu care poate duce chiar la împăcare, de ce nu? Atenție la aici o femeie care poate să vă rănească cu ceva sau să vă are o problemă de sănătate, are o greutate, o pagubă, ceva. Atenție în drumurile voastre, să știți. Aici trebuie să, în drumurile voastre trebuie să fiți mai prudenți, da? Să nu faceți drumuri decât dacă este absolut necesar. Sau, da? Deci va trebui să fiți prudenți. Aveți niște... O șansă aici parcă să aveți, vi se propune ceva, poate mâine, legat de servicii, vi se propune un proiect sau cineva care vrea să cu voi o relație, da? O relație care, lucrurile mâine se îmbunătățesc, par și la servici, se întoarce în favoarea voastră o relație, chiar și în sănătate se întoarce. Deci mâine este o zi în care rezolvați multe probleme, care poate v-au adus stres, dificultăți, suferință, pare că se pot rezolva. Fie pentru voi, fie pentru cei dragi vouă, parcă lucrurile se pot îmbunătăți și apar într-adevăr dragoste, nu știu, căsătorie, un eveniment, nașterea unui copil, însănătoșire, ceva care să vă bucure, să zic așa, și care poate să vă bucure chiar pe toate planurile. Da, pentru că văd că aveți aici, poate unii chiar duce și la biserică, da, poate și acest lucru va fi, și va duce mai multă pace, mai multă liniște, sau la medic, și acest lucru vă liniștește. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra albă. Să vedem la piatra albă ce spun cărțile pentru voi. Îmi răbesc și la voi niște vești mâine. Mâine sunt o zi de vești, se pare. O zi de comunicare, exact, niște bani, poate, sau
cumpărați ceva, nu știu, faceți niște investiții sau cumpărați, faceți provizii în casă, cumpărături. Haideți să vedem. Pentru varianta pietrei albe, cum va fi ziua de joi, 13 mai. Wow, mâine e o clarificare de făcut, să știți, o schimbare care poate apărea, trebuie să făcut o clarificare. Atenție aici, se folosește forța, aici puteți să auziți de niște dezechilibre, poate chiar pe sănătate, că se folosește forța, cum e și forța militară, spre exemplu, conflicte militare, de niște tragedii se poate aici, sunt niște dubii pentru aceste tragedii sau poate unii dintre voi aveți pe cineva care a decedat de curând sau aflați poate și vor fi niște dubii asupra decesului său, poate și acest lucru, dar cauza, motivul poate să fie și o astfel de situație, rămâneți așa pe gânduri, va trebui făcută poate o clarificare. Pentru că pare în general o zi foarte bună, să știți. Deci poate că aveți de făcut o clarificare, poate nu are nicio legătură cu decesul, are legătură cu o clarificare pe care trebuie să o faceți voi, pentru că pe sănătate poate, da. Pe sănătate aici trebuie făcut o clarificare, că voi aveți poate o stare așa, poate o dezamăgire, o depresie, o deziluzie și trebuie să o clarificați aici pe sănătate. Să faceți un drum poate pentru a clarifica o problemă de sănătate sau aflați ceva din drumurile voastre despre sănătate și poate că vă dă o stare de griji, de stres. Deci încercați să nu vă stresați, încercați să fiți mai răbdători și mai înțelepți. Se pare că mâine veți avea de-a face cu niște persoane importante, poate. Persoane din instituțiile statului, persoane din familie, poate importante, mă rog, persoane importante, sau puteți cunoaște, în drumurile voastre puteți cunoaște, la servici văd că vă vin ajutor, sprijin, parcă vă simțiți bine în locul vostru de muncă, sau și dacă stați acasă, voi vă aveți ce vă trebuie, vă vine vreo idee ceva mâine, să știți că mâine vă vine vreo idee, vă vine vreo idee așa genială, care vă poate da rapid niște rezultate sau cineva vă oferă, vă inspiră, da? Sau aflați niște adevăruri, aflați niște secrete care vă luminează niște lucruri asupra unor situații, vă edificați, clarificați ceva mâine, da? Deci mâine pare așa o zi în care pot veni vești. Dacă sunteți singuri, puteți cunoaște un bărbat, o femeie, dacă sunteți, văd aici semne de foc și de apă, iar dacă sunteți un cuplu, păreți că se îmbunătățește ceva la voi aici. Pare că voi aveți niște beneficii în această relație, aveți niște satisfacții, chiar poate partenerul mai bea un pic, poate să fie, are vreun eveniment sau e mai generos, poate, e așa mai deschis mâine la mai dornic, să, mai senzual, mai romantic, poate, mai bun la suflet, să mai îmbunează ceva. Poate să fie și acest lucru. Apar vești poate și de la cineva mai tânăr, de la un copil sau chiar de la familia voastră, dacă nu sunteți cu familia, sunt în altă parte, părinți, cum ar veni, rude, pot apărea vești. Dar apare un conflict, voi sunteți într-un conflict de interese, nu știu de ce, aveți vreo idee, ceva, poate și să studiați unii dintre voi, sau aveți, vă gândiți la studiile copiilor, poate și acest lucru, sau mai aveți, trebuie să vă informați asupra unor situații, să cereți amănunte într-o instituție, sau, da, poate că aveți nevoie de făcut o cerere, sau aveți nevoie de obținut ceva, niște bani, un ajutor și îl puteți sprijini, obține sprijinul. Da, îl puteți obține sau poate că cineva vă cere vouă sprijinul și îl puteți sprijini pentru că vă puteți permite, pentru că sunteți o persoană generoasă, pentru că sunteți o persoană cu putere, cu autoritate, poate fi o astfel de situație. Apare o situație de succes pe plan financiar, dar și profesional, da? Deci pare aici, dar și familiar, da? La voi pare o situație bună. Voi sunteți cu sănătatea sau cu stresul, trebuie să-l clarificați. Da, vă vin vești. Poate aveți o concurență și cu o anumită femeie sau din cauza unei femei sau pentru că sunteți voi femeie, dar păreți pe poziție, să zic așa. Deci veți face o clarificare mâine, se vor liniști niște lucruri, da, veți avea niște beneficii, vă veți relaxa chiar, poate unii chiar plecați într-o vacanță, posibil acest lucru. Că sunt energii care sunt favorabile pentru o vacanță, să știți. Apare aici altcineva care încearcă cumva să vă deruteze, dar vă veți clarifica, poate o femeie, sau veți fi voi această femeie care
Aveți voi niște dubii, dar nu aveți de ce, pentru că pare că aveți succes la servici, sunteți și iubiți la servici de persoane mai tinere. Pe sănătate, în schimb, trebuie să fiți mai responsabili, da? Să respectați reguli sau să vă faceți control, să vă faceți, să vă ocupați de sănătate în mod serios, pentru că păreți într-o situație de succes, dar trebuie și voi să apar niște soluții pentru a vă vindeca, pentru a vă rezolva probleme de sănătate. În drumurile voastre, în schimb, trebuie să fiți mai atenți, să fiți mai clari sau să faceți niște drumuri bine stabilite, să zic, să vă respectați poate orarul. Voi la voi văd că joacă un rol important ora 7. Dimineața, 7 seara, poate fi, văd că 7 la voi joacă un rol important și 2, poate, ora 2, iar se repetă aici la voi o situație. Deci veți avea un succes, o oportunitate mâine de care trebuie poate să profitați așa rapid, să luați decizia, să vă clarificați o situație, pentru că puteți avea un mare succes. O funcție chiar, poate, aveți ceva de sărbătorit, nu știu, că vă împăcați cu cineva la muncă, că se relaxează afacerea voastră, că veți avea mai mult, orică plecați în concediu, poate unii dintre voi aveți și această situație, oportunitatea de a pleca în concediu și vă sărbătoriți acest lucru, vă bucurați că sunteți așa în concediu, cu toate că sunteți stresați, aveți un stres poate pentru drumuri, poate pentru cum va fi acolo în concediu sau ce faceți cu atâta concediu sau... Sunt așa, adică când trebuie, vrei să te stresezi, te inventezi dacă n-ai motiv, dacă tot vrei să te stresezi. Dacă vrei să te relaxezi, inventezi și motive să te relaxezi. Așa că trebuie să priviți lucrurile poate cu mai multă relaxare, detașare, să nu vă obosiți, că văd că sunteți în perioadă de succes, să știți, în care apar clarificări, apar niște soluții, dragoste, copii, poate vești legate de un copil, poate să fie și o astfel de situație. Poate unele dintre voi sunteți însărcinate și dați naștere mâine copilului și asta e concediul vostru care va fi. Vă apucă durerile de naștere, să dați naștere copilului mâine chiar. Poate să fie, că am zis că aveți un eveniment aici, ceva poate de sărbătorit, de clarificat și poate fi chiar acest lucru. Vestea aceasta care vine de la un copil, poate că vine vestea că voi dați naștere de un copil sau poate vă duceți la cineva care dă naștere unui copil, da? Vă duceți să vizitați, apare mâine vestea și vă bucurați, petreceți nepotul, nepoată ce apare în viață, pentru, în viața voastră sau în viața celor dragi vouă. Așadar, văd că aveți aici perioadă bună, bună, da? Chiar foarte bună. Deci o zi frumoasă, ziua de joi, pot să spun, în care, într-adevăr, să-ți faceți voi niște clarificări, că vă văd în niște dubii. Aveți un stres, aveți o frustrare, ceva. Văd aici pentru un bărbat, o femeie, cineva dintr-o zodie de aer, văd aici zodii de aer care sunt cu frustrările sau cu dubiile acestea pe care voi trebuie poate să le clarificați. Pentru că să fie totul bine, trebuie fi clarificate lucrurile cum trebuie, pentru că văd că aveți o zi foarte, foarte frumoasă, cu multe, multe beneficii, cu mult succes, cu drumuri care pot fi făcute cu succes, dar clarificate poate de la bun început, condițiile drumului, să zic așa, sau documentele, sau ce vă trebuie, să nu aveți ulterior niște dubii sau să nu aveți un stres. Da, mâine veți avea întâlniri importante, să știți, mâine veți avea întâlniri importante, poate chiar de destin, sau întâlniri cu anumite persoane cu funcții pentru a rezolva niște situații. Pentru unii să fie poate chiar să cunoașteți un bărbat care, cu funcție, de care să vă îndrăgostiți dacă nu aveți o relație, o persoană cu generoasă, cu funcție, cu putere, o persoană care are inițiative sau are afaceri proprii, poate, sau conduce ceva, o instituție, o funcție undeva. Da, pare așa că sunteți și voi, puteți mâine avea chiar o propunere pe unele dintre voi, ca femei sau ca bărbați, de o funcție, de a avea un post de conducere, de a avea ceva, un serviciu, un contract. Apare aici pentru voi un motiv de bucurie, de sărbătorit, aveți ceva de sărbătorit și la servici, poate chiar. Oftați totuși atenție, deci pe sănătate e clar că aveți un of, aveți ceva, sau ceva vă va enerva și vă crea probleme de sănătate aici, depinde de caz la caz, deci nu vă stresați, relaxați-vă, păstrați-vă calmul, că lucrurile sunt mai frumoase decât ați vrea voi să credeți sau decât puteți voi să credeți.
Deci trebuie să priviți partea plină a paharului și nu goală, sau să căutați în acea, într-un pahar gol, spre exemplu, să căutați să-l folosiți pentru altceva. Deci dacă când se golește sticla și nu mai ai, încearcă să faci o vază din ea, spre exemplu. Da, deci de altă utilitate ea, nu mai fi bună, că nu mai are nimic în ea, decât să o arunci și mai bine găsește să faci altceva care să-ți fie de folos în casă și să te ajute să economisești altădată altceva. Deci nimic nu se pierde, totul se transformă și caută să transformi în ceva bun, nu în ceva rău. Așadar, concentrați-vă pe energii pozitive, pe gânduri pozitive, pe speranțe pozitive, construiți-vă cu mintea, cu visele, cu gândurile, această energie pozitivă, da? Ca să fie pozitiv, pentru că văd că vouă va apăru chiar soarele aici și deci se luminează, poate chiar va fi o zi însorită sau se va lumina în viața voastră multe lucruri, se vor clarifica, vă veți edifica, vă veți încărca pozitiv, vă veți simți mai în forță, cu mai mult entuziasm, cu idei geniale, cu sclipiri de genul. Mâine poate chiar veți fi mai creativi, la propriu sau la figurat. Acestea fiind spuse, eu sper că v-au plăcut aceste predicții pentru ziua de joi 13 mai și că va fi o zi excelentă din toate punctele de vedere și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!